Locuitorii din Gușoeni sunt nemulțumiți pentru că de când a început pandemia, cursele transportului în comun s-au diminuat până au fost anulate. Operatorul care a câștigat licitația pentru transportul public în comun a justificat faptul că are prea multe cheltuieli și nu sunt suficienți pasageri pentru cursele respective. Operatorul de transport în comun a considerat în perioada aceasta de pandemie și după trecerea stării de urgență că nu își mai justifică efectiv cheltuielile prin operarea curselor de transport public și în acest caz noi am fost văduviți de transportul local în comun, fapt care face ca cetățenii să se poată deplasa foarte greu, pentru că știți că atât mașinile particulare a celorlalți, vecini sau consăteni, e aproape imposibil să se deplaseze, luând în calcul... S-a mai redus numărul de transporturi pe zi? S-au anulat de tot. Deci localitatea noastră chiar nu beneficiază de transport local. Am făcut demersuri, dar operatorul care a câștigat licitația pe traseul Gușoieni a justificat că nu are numărul suficient de pasageri ca să acopere costurile curselor stabilite pe traseul acesta. Primarul Nicolae Concioiu vrea să rezolve această problemă eventual cu un alt operator pentru transportul în comun.